Superliga vă este prezentată de Superbet. Vom urmări împreună confruntarea din etapa cu numărul 11 din Superliga României dintre CFR și UTA, echipe despărțite în acest moment de 6 puncte. UTA este antepenultima, are 9 puncte, CFR este pe 6 cu 15 puncte. Atacul CFR-ului, Ciprian Deac pentru Taxidis, centrare bună, Simao vine și cred că este contrat acolo, dar după ce lovește mingea, Radu Petrescu face clar semn că nu este nimic. Aici, iată, Aliabei pentru Deac. Oh, ce greșeală face Deac și poate să profite acum Costache! Este gol, UTA! 1-0 pentru arădeni din minutul 12, scrie Costache, tocmai împotriva fostei sale echipe, după o greșeală însă impardonabilă a unuia dintre foștii săi coechipieri și unul dintre cei mai experimentați, dacă nu chiar cel mai experimentat, Ciprian Deac. Părea să aibă sub control CFR această posesie, Deac se dezechilibrează sau nu reușește să se reechilibreze acolo. Pasă foarte bună apoi pentru Costache și finalizare excelentă. Centrarea lui Deac, sare bine Polgado! Ocazie importantă. Ciprian Deac pentru Fică, pasa bună în careu, Djokovic mai departe, wow, ce fază frumoasă! E a doua fază frumoasă făcută de CFR după acea ocazie a lui Fică. Reluare spectaculoasă pe spate a lui Djokovic, urmată de lovitura de cap nu foarte rea lui Luis Munteanu. Centrare lobată, bine lucrată, bine șlefuită și a lui Fică. Corenița pentru Abeid, își face frumos mingea, apoi șutează, dar mingea se duce din nou alături. Diagonala lui Ciprian Deac respinge, râpă, o face până la Corenița, urmează centrarea lui Corenița, Taxidis, gol! 1-1 pentru CFR, debut de repriză secundă perfect pentru echipa lui Dan Petrescu. Respinge râpă, urmărește Corenița care apoi trimite perfect înapoi pentru urcarea lui Taxidis. Poziționare foarte inteligentă a internaționalului grec. Ia fața fără probleme lui Van Durman. Vine foarte bine râpă, urmează probabil centrarea, întârzia puțin, dar nu e rea. João Pedro în plasă laterală. Șansă mare pentru arădeni. Nu respinge deloc bine aici Leo Bolgado, nici șutul lui João Pedro nu e rău. S-a dus în plasa laterală, dar destul de aproape de bara porții lui Popa. Costache. Pasă bună pentru Omondi! Gol! UTA! 2-1 pentru arădeni, Costache trece din marcator în rolul de pasator decisiv, Omondi și Costache o răpun pe CFR deocamdată. Primul gol din acest sezon marcat de Eric Omondi din pasa lui Costache. Seamănă un pic cele două goluri reușite de arădeni, dar cu roluri inversate. De data asta pasa decisivă a lui Costache și finalizarea lui Omondi. După ce la primul gol marcat de UTA a fost exact invers.
Oh, bună execuție. Costolachi la prima sa șansă în această partidă. Centrarea lui Simao și dintr-o poziție destul de incomodă, Postolachi trimite destul de periculos. Pierde CFR în această seară. Rămâne, spuneam, dar să vedem. Oh, Munteanu! Frumos, frumos și lui Munteanu. Centrare la care sare Bolgado, Popa, paradă și apoi reluare pe spate. Popa încă o dată, este însă fault în atac. Cât de aproape a fost totuși de gol CFR în două ocazii la aceeași fază. Iată lovitura de cap a lui Bolgado și apoi pe spate pe un. Două parade ale lui Popa. Superliga vă este prezentată de Superbet.